Bună ziua, dragii mei, bun venit, domn profesor Vlog, episodul 5. Vom începe să vorbim despre cărți în paralel cu episoadele care vor avea diverse tematici. Astăzi o să vorbim foarte scurt despre o carte, Tos grec, al lui Ioan Petru Culianu, și o să vorbim în curând și despre personalitatea aceasta titanică, care a fost Ioan Petru Culianu. De ce am putea să citim această carte? În primul rând, cine este Ioan Petru Culianu, cine este Tos grec, despre ce este cartea, de ce ar trebui să o citim și de ce ar trebui să ne intereseze romanul ăsta. Ioan Petru Culianu a fost unul dintre cele mai luminate minți ale lumii științifice de la sfârșitul secolului 20, un om care l-ar fi putut depăși pe maestrul său, și anume Mircea Eliade, în studiul religiilor, istoriei religiilor, magiei renascentiste, tradițiilor mistice, gnosticismului și așa mai departe. Era un individ absolut incredibil. S-a născut în România, a fugit în Italia și apoi în Olanda și apoi în America. A fost profesor, a studiat extrem de mult, a devenit deosebit de cunoscut și a câștigat simpatia și respectul întregii lumi academice, în ciuda lungului său drum către această cunoaștere și înțelepciune pe care a dobândit-o. Acum, era un individ destul de ciudățel și putem să ne dăm seama din proza lui și din studiile sale despre istoria religiilor și despre gnosticism. Dacă s-a aplecat puțin asupra teoriilor fantasmagorice, teoriilor puțin pseudo-științifice, a făcut-o dintr-o perspectivă destul de bine conturată în proza lui, și anume dublată de cunoașterea pe care el o avusese din aceste științe ale istoriei. De exemplu, foarte multe dintre aceste teorii pe care el le pune în gura personajelor sale, inclusiv în Tos grec, inclusiv în alte volume, provin din studierea miturilor, din studierea religiilor antice și sunt undeva un fel de sinteză savantă pusă în subordonată necesității pe care personajele o au pentru a expune o anumită ideologie. Cel mai bine o să vă dați seama citind cartea despre ce este vorba. Tos grec, în primul rând, nu este un roman așa cum ar trebui să fie un roman, nu are un cap și o coadă și un conținut efectiv, este o structură labirintică în care fiecare capitol poate face trimitere la o altă proza lui sau la un capitol de dinainte sau la ceva ce a mai scris el înainte și ar fi fost publicat înainte. Până de curând nu fusese publicat și m-am bucurat foarte mult să aflu de publicarea lui după ce citisem una dintre primele bucăți de proză despre ale lui Ioan Petru Culianu, și anume Pergamentul Diafan. Este o lectură care m-a fascinat câteva luni de zile. Am citit-o, am recitit-o, după care l-am descoperit pe Ioan Petru Culianu, am citit și am început să colecționez cam tot ce scrisese el. I-am dedicat un raft întreg și acum sunt atât de pasionat de Ioan Petru Culianu încât am început să colecționez nu numai cărțile pe care le-a scris el, ci și ediții ale cărților scrise de el, pentru că între fiecare ediție a unei lucrări există mici diferențe, există mici notații, există mici adaosuri și tot felul de lucruri similare care, bineînțeles, fac deliciul unui nerd ca mine. Cine este Tos grec? Tos grec este un personaj foarte similar cu Kadirul legendelor arabe și cu Jidovul rătăcitor și ar fi un fel de vrăjitor misterios, un maestru al științelor și manipulării care parcurge secolele pentru că este nemuritor și când și când dă câte un imbold omenirii sau controlează o mare parte din ceea ce se întâmplă în cursul evenimentelor. Este o fantezie a lui Ioan Petru Culianu Tos grec? Absolut deloc. Este un personaj pe care îl întâlnim în tradiția heremetică, în tradiția magică. Se presupune că ar fi fost discipolul lui Solomon, marele maestru al magiei, unul dintre cei patru discipoli al lui Solomon și anume cel mai înțelept și mai șiret dintre toți discipolii. A fost numit Ptolemeu cel din Grecia sau Ptolemeu grecul. Numele Tos grec este de fapt o transliterare oarecum
eronat a numelui de tot grec, și anume tot cel grec, sau Hermes Trismegistos. Ce legătură are acest Hermes Trismegistos cu textele de magie? Se pare că, începând din Antichitatea Târzie până în Renaștere, acest tot grec, sau toz grec, sau tot grec, a fost pus drept autor al mai multor tratate de magie și de lucruri de genul acesta. Pe unele chiar le putem găsi, unele sunt traduse, altele au rămas manuscris. Și ideea principală este că, cel puțin din punctul meu de vedere, Ioan Petru Culianu a luat acest personaj absolut neilustru al istoriei magiei și tradițiilor mistice și l-a transformat în ceva mult mai mult decât ar fi fost el din punct de vedere istoric. În cartea lui Ioan Petru Culianu, toz grec este un personaj fantasmagoric, este deosebit de interesant, arată ca un fel de om între două vârste, cu barbă, cu o redingotă neagră și cu o pălărie tare, care apare și dispare și face tot felul de lucruri interesante. Acum, unul dintre lucrurile care m-a fascinat în romanul lui Ioan Petru Culianu, în afara tuturor trimiterilor onirice și livrești din interiorul romanului, este că undeva pe la mijloc, undeva pe la sfârșit, este prezentat un târg mefistofelic pe care toți grec, acest personaj atemporal, îl oferă personajului principal, care este Caspar Stolțius, un om de știință foarte axat pe studiu, foarte axat pe citit. Și anume, pentru că avea această putere, toți grec îi propune lui Caspar Stolțius să locuiască într-o vilă incredibilă. Mai mulți metri pătrați de lux, două servitoare tailandeze care i-ar fi gătit, s-ar fi ocupat de toate plăcerile acestuia, și bineînțeles cărți, foarte multe cărți, 300.000 de volume din toată istoria despre subiectele preferate ale lui Caspar Stolțius, puse frumos pe rafturi de lemn masiv, îmbrăcate în piele și ștanțate cu inițiala lui, toate fiind la dispoziția lui, bineînțeles un calculator cu milioane și milioane de cărți microfișate prin care ar fi putut să comunice cu alte biblioteci care păstrau manuscrise similare în orice fel de domeniu. Toate cărțile, bineînțeles că nu erau literatură, pentru că domnului profesor Stolțius îi displăcea literatura, toate fiind astfel despre știință, despre magie, despre ocultism, despre cunoaștere în general. Singura problemă era că nu putea să părăsească această casă a lui toți grec. Ar fi putut să trăiască veșnic, ar fi studiat veșnic, ar fi rămas singur, dar după câteva sute de ani ar fi ajuns la o anumită precogniție a evenimentelor, o anumită cunoaștere a miezului lucrurilor și ar fi devenit întrucâtva plictisit de natura cunoașterii, după care ar mai fi trăit încă ceva sute de mii de ani, timp în care ar fi dezbrăcat natura sa umană, după care ar fi mai trăit încă câteva sute și zeci de milioane de ani, cine știe cât, pentru că el devenise de fapt nemuritor, totul sub oferta asta generoasă a lui toți grec. Singura problemă era că el ar fi trebuit să moară, cel puțin pentru lume, cel puțin în ochii lumii. Acest savant incredibil, refugiat dintr-o țară fost comunistă, care atinge niște culmi din punct de vedere profesional, pasionat de magie renascentistă și de gnosticism, acest savant ar trebui să moară pentru lume. Ioan Petru Culianu moare la 41 de ani împușcat în cap, în toaleta colegiului unde preda din Chicago. Foarte interesant. Ne face să ne gândim dacă oare lui Ioan Petru Culianu i-a propus toți grec un târg, sau dacă pur și simplu este o precogniție a sa. Pentru că, din câte ne dăm noi seama, Ioan Petru Culianu practica divinația, putea să practice la fel de bine și magia, era un explorator al lumii visului, al tarotului, al geomanției. De exemplu, chiar în volumul acesta, în toți grec,
Există un exemplu de ritual magic îndeplinit și detaliile pe care le prezintă autorul nu sunt atât de obișnuite, adică par a veni din perspectiva omului care a încercat să facă un ritual din clavicule lui Solomon și ar fi întâmpinat anumite greutăți, cum ar fi faptul că veșmântul trebuia țesut de o fecioară, iar fata cu care era el nu prea mai era de mult. Să vedem despre cam ce ar fi vorba. Vreți să știți acum dacă Jean își experimentase în vreun fel oarecare propriile teorii. Da, a făcut aceste încercări, a făcut încercări de acest soi. Și a spus de pildă că într-o natură multidimensională și maleabilă, magia tradițională ar fi putut foarte bine să funcționeze. Acest fapt nu a fost admis decât cu oarecare codeală, căci Jean primise educație științifică și filologică destul de riguroasă. Textele de magie se înfățișaseră la început ca un morman ridicol de rețete fantastice. Cu toate acestea, dacă propria teorie era justă, ar fi fost posibil ca ele să fie cu adevărat aplicabile într-una dintre dimensiunile naturii. Practicase yoga și era sigur că aceasta e cel puțin aplicabilă, însă se temuse să nu-și piardă mințile. Își înțelesese limitele. Era în stare să fie vegetarian și chiar să postească, însă nu putea să renunțe la țigări. În aceste împrejurări nu trebuie să practici yoga. Se retresese la momentul potrivit, fără să aibă de reparat prea multe stricăciuni de ordin psihic și fizic. Ca să se ocupe de magie însă, îi lipsea spiritul practic. Tocmai atunci o întâlni pe Eve, o fată care avea un interes nemăsurat pentru... Citiți cartea, e foarte interesantă. La revedere!